rimaste da prima a vedere. Se iubesc cu atâtea putere ca la început, că ne-a fost târzie întâlnirea în vreme și târzie clima de a ne fi avut. Dragoste la prima vedere, cine a fi crezut să iubesc cu atâta putere ca la început? Dragoste la prima vedere, cine a fi crezut să iubesc cu atâta putere? Am plecat în lume fără un ban, nimeni n-a știut de atunci de mine, nici eu n-am mai vrut să știu de ei, dacă mi-a fost rău sau mi-a fost bine. Judești tu acum dacă vrei. Prea o minune, prea o minune. Nu e ușor.
sufletul meu. Aș avea atât de multe să spun, însă ochii tăi se vor pierde în noapte, lăsându-mă pe mine în urma lor. Știu că ochii tăi vor fi doar în ideea că totuși domnul Gheorghe Jurma, editorul și poetul Costel Stancu vor apărea. Oricum se va arăt cartea mai recentă lui Costel Stancu, Risipitorul de hârtie, vine în continuarea, să zic așa, a temei, a evantaiului realității mult deschis, realitatea lui lirică, mult deschis cu volumul Înghițitorul de creioane. O carte interesantă, vine în totuși aceluiași Costel Stancu, nu sunt lucruri noi, nu s-a lăsat și nu se lasă nici el ispitit de experimentalisme și de graba de a scoate volum după volum în fiecare lună. O carte interesantă, o carte pe care o să o lansăm aici, soi de nouă ideologie a dragostei, probabil așa se întâmplă cu vârstele bărbatului, o exprimă foarte limpede și foarte frumos în câteva din poemele acestei cărți. Salutăm și editura Timp, mai ales că pe noi orăvițenii ne ajută foarte mult cu noul nostru elan editorial. Eu l-aș invita pe poetul din Țara Almășului, Iosif Băcilă, să-l las să le anunțe și câteva apariții editoriale mai proaspăt din revista Almăjenilor. Și sigur că noi ar trebui să ne simțim tot mai mult obligați față de Almăjeni, măcar să preluăm modele ale organizării manifestărilor acolo în Bozovici sau în satele din preajma Bozoviciului, dar mai ales să luăm exemplu solidaritatea intelectualilor atunci când sunt astfel de evenimente și, sigur, răbdarea lor să se împlini.
implice, să participe, dar să se și implice în buna desfășurare a momentelor culturale. Îl rog să se așeze lângă noi, sigur și Raul. Poezia prietenului nostru, eu realizam multe notații, multe abordări, fie așa în integru, fiindcă are deja destul de încărți, fie zăbobind asupra unora, această temă pentru unii obsedantă, semenicului, simbolul ascensional a poeziei ascensiunii și până la a recurge la un titlu, vă spun drept că la început am fost și eu contrariat și apoi mi l-am explicat și am renunțat la ipostaza asta citind cu atenție cartea. Cartea aceasta care spune are un titlu Poeme semenice. Eu imediat m-am gândit dacă prietenii noștri bucovineni, moldoveni, ardeleni nu ezită să purceată la lectura cărții. Dar nu e deloc o sugestie spre grai, spre poezia în grai, spre dialect, spre subdialect, de fapt, ci este poezie pur și simplu. Chiar poezie pur și simplu, fiindcă în această zodă simplității se încadrează, să spunem așa, întreagă ideologia lui Iosif Băcil, de la debutul în editura, la editura Pacra și apoi pe tot traseul acestui, ce să nu recunoaștem, interesant cursus honorum, nu? Blazonul poetului mereu completat de apariții editoriale de succes. Aici e vorba de încă o carte scoasă la doamna Corina Victoria Săin, la Excelsior Art în Timișoara. De câțiva ani poetul colaborează cu această editură, scoate tot la editura asta o revistă, deja parte din acest suflet integral al almăjenilor, revista Almăjana. Vedeți deja cei care știți traseul revistei, are un alt format decât cel cu care ne obișnuise, cu texte interesante de recuperare a istoriei Almăjului sau de promovare a talentelor tinere. Poetul Iosif Băcilă fiind și un excepțional dascăl, până nu de mult integrat învățământului activ, ca să spun așa. Că noi rămânem dascăli toată viața, așa spun diplomele noastre, așa mai spun și elevii care la ore nu ne-au apreciat munca. E o carte, spun, interesantă și pentru că, dacă tot am precurs așa în scurtele mele discursuri vis-a-vis de câte un autor, ar fi și aici un model de cum ar trebui să nu te implici în jungla metaforelor și să nu mai știi să ieși, cum fac destui tineri, mai ales în landul ăsta extrem de ciudat, al
Facebook-ului, unde în fiecare zi, când mi-am permis să am zăbav, am numărat câte 10-11 noi autori. Toată lumea scrie, dar ales toți se aleargă spre poezie, probabil mai simplă, sau doamnele până nu se arde rântașul, comici și literatură, întâmpinându-și bărbatul, probabil cu poeme în casă. Sunt glume, sigur, problema importantă pentru creatorul care se respectă și îl avem și acum, în momentul ăsta lângă noi, e aceea în care să știe să puncteze valorii fiecare etapă din creația sa, să-și programeze această etapă și să fie foarte atent cu ce este în spațiul public. Fiindcă spațiul public nu e întotdeauna populat de neștiutori, de oameni indiferenți, intelectualul veritabil nu este cel care face zgomot în acora, ci este cel care așteaptă discret să îi se ofere cultură și mostre de, în cazul de față, de literatură adevărat, de poezie. Și cred că poezia lui Iosif Bocila e mereu un argument că genul acesta, nu doar în Banatul Montan, încă stă destul de bine pe panoplia succeselor acestei comunități culturale, intelectuale, partea Banatului istoric. L-aș ruga și pe Raul, care a parcurs câteva din volumele poetului Iosif Bocila, să ne mai ajute. După ce a spus după interesanta disertație a lui Ionel Bota, nu aș putea să spun foarte multe lucruri relevante, așa că mă voi limita la lecturarea câtorva dintre pastișele după mari nume ale literaturii noastre pe care le realizează cu virtuozitate ieșită din comun distinsul domn Iosif Bocila. Răspas în valea miracolelor sau primeniri întremătoare. Mihai Eminescu, Hiperion. Rămas tânăr și veșnic în oglinzile pietrei, asemenea acestor letopisețe amirosind a busuioc. Chemare ce se întoarce în amnare. Chemare de apă, chemare de foc. Chemarea dorului pierdut în mări de lut. Icoană și privaz. Dincolo de razele soarelui, tainic, lucefer e răsar și apun. Dincolo de privirea ta, roa cuvintelor. Rime alegorice sau postăvițe de moară. Poate că băbul de grâu împreună malurile. Cine să-i vecheze taina? Vânturile? Valurile? Poate că și roata morii îi ascultă gândurile. Cine să-i aline dorul? Valurile? Vânturile? Tudor Arghezi, mărturie pe vioară și arcuș. Poezia mea cu iz de țărână, ca floarea soarelui în lumină, hronicul brazdelor înroșite pe o rână, dragul de acasă a copilăriei cu tinda bătrână, lacrima nopții veșmântată în notava măruntă, neogoiul din spice când zorii desfiră pribegii de logodnă și nuntă.
Poezia mea cu iz de țărână, sapă și coasă, fluier la stână, setea ulcioarelor primenite în fântână. George Pacovia, de iarnă, ninge, ninge nepăsător, cam ușor, pe fiecare vers și fiecare cuvânt pe dor. Ninge, ninge și când noi mai fi, noi fi, pe poemul dintre noapte și zi. Ninge, ninge, atât de greu, prea greu, pe țărâna încremenită a mormântului meu. Ninge, ninge nestăvilit, învălit, parcă moartea e somn, parcă viața e mit. Ion Minulescu, mult așteptate. O, dar fi liniște, cât de bine s-ar auzi cum îți doresc așteptarea, timp de o lacrimă aici, aproape, în cuvânt. Ion Barbu, copacul. Ca un copac fără frunze caut în sinele meu, licurindu-mă, înverzindu-mă, să fie vântul cel care îmi șterge cu nepăsare titlurile poemelor pe care le-am mai scris. Ion Pilat, cântec de toamnă sau septembrie cu îngeri. E atât de frumoasă toamnă încât șopotele izvoarelor și întrebările lunii se odihnesc în frunzele galbene arămi. E atât de frumoasă toamnă că nu încape carul mare peste dealuri și Dumnezeu preface toți îngerii copii. Lucian Blagă, la curțile dorului. Am vrut, ori n-am vrut, o poveste să ascult, o poveste înălbită ca un gând început. Am vrut, ori n-am vrut, într-un dor să mă ascund, într-un dor năvădit de un înainte de mult. Vă mulțumesc! Înainte să-i dăm cuvântul poetului, aș vrea să mai fac precizarea că a venit însoțit de cunoscutul nostru, prietenul nostru, profesorul Pavel Pandulu, și să vă mai anunț că la editura Timp, domnului Jurman Reșița, se imprimă vârtos monografia Brigorului. Aputne, da. Dintr-un defect profesional, permiteți-mi eu să stau în picioare și să mă aud vorbind fără microfon. Despre profesorul Iosif Văcilă s-au spus multe de-a lungul anilor. Astăzi este tânăr pensionar. Este șansa de a-mi se spune tânăr. Pe de altă parte, s-a spus că am păstorit mai bine de 16 ani revista Almăjană. Unii dintre dumneavoastră ați fost și colaboratori la ea. Voi chiar unde sunteți. Revista Almăjană încă apare. Încercăm să ne acomodăm la rigorile și problemele grele financiare pe care le impune viața. Cu colegii mei cu care realizăm revista Almăjană, am convenit că anul 2015 trebuie să fie pentru almăjeni, poate pentru cărășeni, poate pentru bănățeni, poate pentru români și chiar pentru europeni, anul Eftimie Murgu. Anul cultural Eftimie Murgu. Pentru că este anul când se împlinesc 210 ani de la nașterea lui Eftimie Murgu și 145 de ani de la moartea lui Eftimie Murgu. De aceea am inaugurat acest an cultural cu o serie de manifestări în Valea Almăjului, în primul rând la Liceul Eftimie Murgu din Bodovici, apoi la Asociația Izvoare Almăjene și mai apoi în Rudăria, la Rudăria, în satul în care s-a născut Eftimie Murgu. Pentru că Eftimie Murgu nu este numai cărturar, nu este numai revoluționar, nu este numai primul profesor al unui curs de filozofie din România, este cu siguranță, așa cum a spus un corănițean, prietenul nostru, profesorul Ioan Nicolae Cerga, din păcate absent azi aici, apostolul și zeul almăjenilor. Dacă unii dintre dumneavoastră, acolo unde vă desfășurați activitatea, credeți că în cursul anului 2015, cu sau fără revista Almăjană, cu sau fără Iosif Văcilă și colaboratorii dumneavoastră, puteți realiza o manifestare dedicată de Eftimie Murgu, ne-am bucurat. Pentru că intenționăm, în perioada următoare,
scolare să realizăm astfel de evenimente dedicate de primii mori. La Oravița și la Reșița și la Lugor, unde este înmormântat, și mai aproape de luna decembrie, când a murit, la Timișoara. Fiindcă, la nivel național, nu cred că avem o șansă în perioada aceasta, când se derulează Festivalul Verii, Festivalul Suicii, Festivalul Bolovanilor sau trântirea altor guverne, etc. Legat de ceea ce s-a spus aici, poetul Iosif Băcilă este la a noua carte de poezie, despre care a vorbit prietenul nostru, Ionel Bota, și distinsul tânăr coleg. Rau și mai primele. Poate că anul viitor, sau peste 2 ani, să realizăm sau să realizeze o antologie de poezie din cele 9 publicate până acum. Poate că putem să tipărim și alte cărți. Important este că la invitația organizatorilor am putut să vin azi aici și mă bucur că m-au invitat, pe mulțumesc de sufletul. Mă bucur că v-am revăzut pe unii dintre dumneavoastră și că stăm aproape în cuvânt alături de marele nostru mai lucraș, Mihai Eminescu, care și el a poposit la Oravița. Și că, iată, cuvântul românesc încă mai rostește poezie. Aveam o carte de poezie anterioară, Poeme semenice, Poeme sânziene, iertați-mă. O carte inspirată în mare parte de Sărbătoarea Sânzienilor, care se mai derulează în partea aceasta de țară, în Banatul Montan. Pentru că aveam mai multe poezii fără titlu, unele dintre ele publicate în revistele culturale literare din țară, altele chiar în unele din cărțile anterioare, și ciclul inedit Poeme semenice le-am adunat pe toate într-o carte, poezii fără titlu, în prefață am argumentat de ceva ca acest lucru, dar pe scurt aș vrea să vă spun că după o vizită pe Muntele